Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit, prieteni, bine ați venit la cea mai ascultată emisiune de radio din acest moment în România și vreau să vă spun de la bun început că în foarte multe situații aici la noi încetăm să mai fim o țară europeană, de asta încă e prea mult spus, în foarte multe situații ne pierdem normalitatea și ne dăm arama pe față. Astăzi o să vedem o latura noastră despre care nu ne place și nici nu vorbim și o ascundem și o lăsăm departe și deoparte și nu avem reacții pentru că de foarte multe ori ne este teamă. Ne este teamă pentru noi, ne este frică pentru copiii noștri, pentru că în țara asta te purta normal și a respecta legea a devenit de foarte multe ori un act de curaj. Iar asta este cu atât mai mult cu cât se întâmplă într-o clasă politică. O să vedeți că în administrația din România, de multe ori, normalitatea, legea și egalitatea înseamnă acte de curaj îndeplinite de oameni simpli. Și când mă uit la lucrul acesta, vorbesc în primul rând de femeile din România care au ales să intre în politică și care în ultimii ani au avut parte de o serie de agresiuni doar pentru că își făceau treaba. Au fost agresate, hărțuite, amenințate, agresate fizic, de-a dreptul pot să înșir o listă extraordinară de cazuri. În ultima săptămână am avut parte de două astfel de evenimente care au fost consecutive. Primul la Mogoșoaia, acolo unde consiliera locală Felicia Enculescu Popovici încearcă să culeagă date și să scoată la lumină ițele unei afaceri cu foarte multe semne de întrebare. Este vorba de acel sector zero care se face între Mogoșoaia și București. O afacere imobiliară patronată de autoritățile locale de acolo, pe măsură ce strânge aceste date și se documentează și propune lucruri, Felicia Enculescu Popovici este atacată, că ăsta e cuvântul, de doi colegi consilieri, unul de la PNL și unul de la PMP, și se spune că va fi, fiți atenți, că ăsta e termenul, schilodită și pusă într-un scaun cu rotile, pe viață. Chiar dacă zice agresorul, o să fac eu 7 ani de pușcărie și o să plătesc 1 miliard despăgubiri, da? După care este amenințată cu viața copiilor. Asta e politică în România și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Dar nu trece ziua și la Brașov, o colegă de-a sa, Flavia Boghiu, este viceprimar acolo și răspunde, culmea, tot de urbanism. O poză de-a ei, de-a Flaviei Boghiu, este pusă pe internet de un fruntaș PNL de acolo, o poză trucată în care ea apare ca bătută, cu un ochi vânăt. Și agresorul dă de înțeles că ce bine ar fi, acesta e un pamflet, spune el, dar lasă de înțeles că ce bine ar fi să se întâmple și la noi ca la Mogoșoaia. De altfel, astea sunt chiar vorbele unui dezvoltator imobiliar care comentează acolo la postare și zice, da, domnule, trebuie să facem și noi ca la Mogoșoaia. Adică, dacă oamenii au bătut-o pe Felicia Enculescu, hai să o batem și noi pe Flavia Boghiu, cam ăsta e termenul. Dar nu e singurul caz. Cozet Chichirău, Flavia Presadă, sunt oameni care au trecut prin astfel de întâmplări. Și nu vă mai zic de zicerile celebre ale lui Ludovic Orban și ale lui Traian Băsescu de la vremea lor. Astea nu sunt lucruri întâmplătoare. Iar eu astăzi vă chem la discuție despre modul în care ar trebui să le răspundem acestor politicieni, dar și despre ce înseamnă să fii femeie în politică, în zonă cu funcție și cum te primește societatea. Aș vrea să vă întreb de la bun început dacă aceste femei au fost agresate pentru că își făceau treaba sau pentru că sunt doar femei, adică e sexul slav. Am vorbit destul, o să vă chem imediat la 0372069599. Doamna Felicia Enculescu Popovici este alături de noi. Bună ziua, bun găsit! Bine ați venit! Eu am spus faptele. Acum aș vrea să-mi spuneți un lucru, știu că nu-i simplu la ce v-am chemat, dar când doi bărbați într-o încăpere în care sunteți singură, vă spun că vă schilodesc, ce sentiment aveți?
primul și în primul rând pentru mine a fost un șoc, pentru că eram într-o școală, era și un paznic acolo, nu departe de mine, deci un loc public, era o ședință a unei comisii din Consiliul Local și de aici șocul foarte mare, pentru că nu te aștepți, adică poți să fii un pic anxios când mergi pe o stradă întunecată, noaptea, dar acolo, într-o sală de clasă, într-o ședință publică, în mod normal, nu ar trebui să-ți fie deloc teamă. Și șocul ăsta a venit, nu știu, când l-am auzit pe colegul meu, Ene Valentin, începând să mă amenințe și am dat drumul la telefon cu mâna tremurându-mi. Chiar am povestit de mai multe ori că n-am găsit, instalasem un program de înregistrare, dar atât de teamă mi era că nu l-am mai putut recunoaște pe telefon și până la urmă am dat drumul la camera obișnuită și apoi agresiunea fizică. Deci asta îmi amintesc foarte clar că am auzit, am văzut un bărbat repezindu-se asupra mea. Și apoi îmi amintesc foarte clar că țipam, dar eu între cele două momente foarte greu pot să... am vorbit cu două psihologe, psihoterapeute și mi-au spus că este starea de freeze, de când pur și simplu îngheți că este o agresiune, este o traumă și nu știi ce să faci. Asta, mulți oameni m-au judecat că am țipat prea tare sau că... Dar nu aș vrea ca nimeni să fie în situația în care am fost eu, bărbat sau femeie, într-o funcție publică sau așa pur și simplu acasă sau la serviciu sau oriunde altundeva. Nu e deloc plăcut și trauma asta va rămâne cu mine pentru mult timp. Cum? Noi am văzut doar imagine, sigur că ne-am făcut o idee de acolo. Dar cum ați ieșit de acolo? Ați fugit sau ce ați făcut? Cum s-a încheiat pe loc atunci? Eu am avut senzația că am fugit. Nu știu exact, se vor vedea imaginile pe camerele din holul clădirii. Mi-a spus soțul meu, care mă aștepta afară în mașină, neștiind că așa ceva se întâmplă înăuntru, mi-a spus că în urma mea, cel care m-a agresat, venea. Eu nu știu ce ar fi făcut dacă nu era soțul meu care mă aștepta în mașină. Deci, dacă eu nu implementam procedura asta, după ce mai fusesem odată amenințată că, unu, voi fi pregătită să înregistrez și, doi, soțul meu mă va aștepta în curtea școlii, în mașină, când ies, sincer, chiar nu știu ce se putea întâmpla mai departe. Acum, poate trebuie să audă toată lumea chestiunea asta, afacerea asta la care vă uitați dumneavoastră, ce e, cât e de mare, de ce bănuiesc că-s mize mari la mijloc din moment ce un om își asumă să spună, domnule, te pun în scaunul cu rotile. Adică, ce voi ați aflați? La ce vă opuneați? Aș vrea să spun de la bun început că noi am deranjat nu numai legat de acest proiect, unde am mers până la Aida în judecată și a cere Agenției Naționale de Integritate, ANI, să verifice dacă niște colegi consilieri, inclusiv cel care m-a agresat verbal, să fie cercetați pentru incompatibilitate. Am făcut și o sesizare la Curtea de Conturi. Deci, pe lângă toate astea, noi suntem incomozi acolo în Consiliul Local pentru că ne facem datoria, pentru că citim documentele pe care le primim, punem întrebări, cerem de multe ori și sfatul unor experți atunci când nu înțelegem foarte clar ce este acolo. Toți patru, noi suntem patru consilieri USR Plus și mai este și un coleg de la PSD, toți patru încercăm să ne lămurim asupra unor hotărâri care ne vin uneori, ne vin de pe o zi pe alta. Sunt ședințe de îndată care ar trebui să fie rezervate pentru situații excepționale, pentru
dezastre naturale, un cutremur, o inundație, ceva de genul ăsta, sunt, părerea mea este că se abuzează de ele. Și mai este și partea asta pe care o cunosc foarte mulți colegi care sunt consilieri, obiceiul de a pune pe ordinea suplimentară a ședințelor tot felul de lucruri și dacă nu le votăm, apoi se spune despre noi că împiedicăm dezvoltarea, că nu vrem nici măcar bani gratis și așa mai departe. Deci sunt lucruri la care noi trebuie să facem față de când suntem consilieri și despre care n-am știut, pentru că n-am mai făcut lucrul ăsta. Și în mod normal, într-o societate normală, nu ar trebui să deranjeze pe nimeni că punem întrebările, da? Suntem acolo aleși de cetățenii din Mogoșoaia ca să punem niște întrebări și lucrurile să fie clare, dar am ajuns la concluzia, și eu și colegii mei, că transparența decizională deranjează foarte tare și că există o nervozitate față de atitudinea aceasta de a întreba civilizat, aș zice, pentru că niciodată nu am fost necivilizați, de a întreba și de a ne lămuri împreună despre ce este vorba. Adică vi s-a mai întâmplat în trecut, doamna Ienculescu-Popovici, să vi se spună, să vi se atragă atenția? Asta e doar la capătul unui șir de întâmplări sau e o premieră? Din păcate, da. Din păcate s-a mai întâmplat în multe moduri. De exemplu, același coleg îmi spunea, mă tutuia și îmi spunea, domnișoară, eu împlinesc anul acesta 50 de ani, și îmi spunea să nu mai, întâi să înveți să faci hârtii. Eu sunt secretara unei comisii și trebuie să completez, să le aduc printate și să completez niște documente. Întâi să înveți să faci hârtii și apoi să faci reclamații. Eu reclamații n-am făcut, afară de plângerile la anii și la care au fost destul de, nu de cu mult timp în urmă, însă la vremea respectivă ce făceam? Și eu și colegii, interpelări, ceva ce este menționat în codul administrativ, cereri de informații, da? Nu făceam reclamații pur și simplu, ci noi ne făceam datoria și foloseam metodele pe care ni le pune la dispoziție codul administrativ ca să aflăm mai multe lucruri și să înțelegem mai bine acolo unde nu primim suficiente informații. Imediat mă întorc la dumneavoastră cu mai multe întrebări, dar vreau să dau drumul la dezbatere, pentru că mi se pare foarte interesant și aș vrea să-mi dau seama pe parcurs dacă această agresiune la care ați fost supusă și nu odată, este rezultatul faptului că oamenii zic, doamne, e o femeie. Până la urmă e mai slabă, sau pentru că aceste femei care sunt în funcție publică își fac mai bine și mai curând treaba. Și da, puteți să ne sunați la telefon și le invit îndeosebi pe doamne care sunt curajoase și care sunt în situația de a decide în foarte multe lucruri, să ne spună modul în care sunt tratate. Dacă astfel de cazuri sunt izolate, poate, cine știe, poate în politică s-au adunat oamenii ăștia, poate în rest societatea românească e lacrimă, îndrăznesc să spun. Dați-mi voie să le dau și întrebările. 0372069599. Vă întreb așa, după acest caz, ce ar trebui să pățească politicienii care agresează femei? De ce credeți că fruntașii partidelor nu vorbesc apăsat despre aceste probleme? Atenție, colegele din alte partide ale doamnei Ienculescu nu au sărit să o apere. Foarte interesant mi s-a părut chestiunea asta. Și da, aceeași întrebare, dacă sunt aceste doamne agresate pentru că sunt femei sau pentru că își fac treaba și de ce nu e foarte important și ce semnal primesc cei proaspăt înscriși în politică. Invitata mea este proaspăt înscrisă în politică și a aflat foarte repede că dacă nu-și vede de treaba ei, poate să ia bătaie sau să fie schilodită. Asta i-a spus vechea clasă politică din România. Doamna Ienculescu, sunt oameni pe fir care au așteptat. Haideți să intrăm în dialog cu ei. Cu bărbații întâi, că sunt mai curajoși. Nicu, salutare, mulțumesc pentru așteptare. Știi cum e deșteptarea României? Adică e dialog între ei, trebuie să așteptăm un pic. Mulțumesc că ai avut răbdare. Salut! Bună ziua, sunt Nicu Ștefănuță, europarlamentar și coleg al Feliciei și dacă îmi permiți, Cătălina, spune o perspectivă de bărbat în politică, pentru că o mare parte din vină o avem și noi, că nu intervenim când simțim că nu ne afectează pe noi. De noi ce cine? Un bărbat politic,
pe noi, bărbații politicieni. De ce un bărbat politic nu ar putea vorbi despre drepturile femeilor? De ce nu un bărbat politic nu ar putea vorbi de alte minorități? Ați văzut și cazul sinuciderii acelui tânăr din comunitatea LGBT din România. Deci eu consider că noi trebuie să afirmăm niște lucruri chiar dacă personal nu ne ating. Sunt foarte mândru de ceea ce a făcut Felicia, de ceea ce a făcut Flavia. Sunt colegi care sunt lideri și eu cred că la întrebarea ta ce ar putea face clasa politică a trebuit mai multă asumare, mai multă înțelegere, mai multă educație, chiar dacă nu facem parte din sectorul vizat. Asta este contribuția mea la dezbatere. Vă felicit că o discutați. Da, ia stați un pic. Dumneavoastră ați spus, domnul Ștefănuță, că sunteți europarlamentar. Da. Și așa și e. Adică nu că ați spus dumneavoastră, așa e. Acolo în Parlamentul European e numai lapte și miere? Adică doamnele din Parlamentul European sunt tratate mult mai corect de către colegii bărbați? Vă asigur că un asemenea incident în Parlamentul European odată nu s-ar întâmpla, pentru că există un respect, o conduită, există și o educație în sensul acesta. Vă amintesc și că participarea femeilor în politică e mult mai mare, undeva la o treime sau spre chiar 40%. La noi în Parlamentul României stă mult mai prost. Partidele au o mare problemă în acest sens, pentru că nu pun femei pe listă, nu le acordă sprijin, nu au încredere în ele. Deci, și dacă s-a întâmplat un asemenea incident, ar fi cu siguranță exclus acel membru sau sancționat cu cea mai mare pedeapsă vizată de statut, iar partidul din care face parte l-ar exclude în secunda 2. Nu am niciun dubiu în acest sens. Așa ceva nu ar trece niciunde în Europa. Da, mulțumesc, Nicu Ștefănuță, europarlamentar. Doamna Ioculescu, au fost excluși cei doi agresori din partidele lor? Cel care făcea parte din PNL se pare că a fost exclus. Celălalt nu mi-e foarte clar, primesc tot felul de informații contradictorii și a dat demisia de onoare, după care a apărut în presă un document cum că își retrage demisia de onoare. Eu l-am întrebat în direct la o emisiune pe domnul Cristian Diaconescu ce se întâmplă și m-a asigurat că nu există în statutul partidului o renunțare la demisia de onoare. Însă, din câte înțeleg eu, nu știu, lucrurile sunt destul de fluide, ca să mă exprim așa, în PMP Ilfov. Da. Și să nu uităm, aș vrea totuși să menționez că tot vorbim despre PMP, acest domn a fost întâi în PNL Mogoșoaia și a trecut la alegeri în PMP, deci este proaspăt venit în PMP. Am o curiozitate. După întâmplarea asta, în afară de colegii de partid, sigur, care au fost alături de dumneavoastră, cine v-a sunat, doamnă? Adică, ăsta e un lucru care, dacă s-ar întâmpla la mine în comunitate, bănuiesc, nu, că ne-am sunat între noi, sau așa ar face oamenii. V-a sunat primarul? V-a sunat? Nu. Deci primarul din Mogoșoaia nu v-a sunat? Nu m-a sunat și nu m-a sunat nici doamna viceprimar, pe care eu o cunosc de dinainte de a intra amândouă în politică și poate asta mi s-a părut, nu știu, cel mai ciudat. Doamna, aveți o doamnă viceprimar, deci viceprimarul e o colegă de-a dumneavoastră? Da. Se numește Roxana Cristina Chihai și o cunosc de multă vreme și o respect și... Mă rog, dar aici s-a întâmplat ceva ciudat, iar singura persoană care a venit la mine la ședința în plen, care a fost a doua zi după agresiune, a fost o colegă din PNL Mogoșoaia, se numește Mariana Mihalache, și care a venit și mi-a luat mâna în mâinile domniei sale și a spus că a fost ea însăși afectată de ceea ce a văzut. Deci cineva totuși s-a exprimat, însă doar o colegă din zona asta. La noi în comunitate a existat un răspuns extraordinar din toate mediile sociale. De atunci, din seara aia, ulterior, unora le-a fost așa jenă să mă deranjeze și au pe toate zilele astea eu primesc mesaje și telefoane. Au fost, bineînțeles, în seara aceea mi-a făcut foarte bine că m-au sunat Dacian Cioloș și Dan Barna. Dar din politica mare altcineva, cine v-a sunat? Păi, nimeni. Doamnele
Nu știu, uite, zic că sunt doamne importante în politică. Deci din partid, din USR Plus, m-au sunat și mi-au dat mesaje foarte multe persoane. M-a sunat Clotil Darman, Anca Dragu, foarte multe colege mi-au trimis mesaje, deci chiar nu am... Dar colege de la alte partide? Nimeni. Ce interesant, ce zid al tăcerii. Felicitări, doamnelor, pentru atitudine. Uite, dau și eu recomandări doamnei Gorghiu, doamnei Firea, că tot se ocupă de Ilfov. Da, aveți aici un caz care spune multe despre politică și despre societate. Ciprian, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Mulțumesc, Cătălin. Bună ziua și bună ziua, doamna Inculescu. Vă felicit pentru luarea atitudinii și aducerii la cunoștința noastră a publicului ce se întâmplă. Mai rău este și mai dureros este că treaba asta nu se întâmplă doar la Mogoșoaia, se întâmplă peste tot. Că este într-o primărie, că este într-o firmă, că este oriunde altcineva, oriunde alt, în alt loc, se întâmplă în fiecare zi. Chiar eu am avut o situație cu soția mea la locul de muncă al ei cu directorul cel mare. Deci abuzuri de genul ăsta sunt... Povestiți-ne, adică ce s-a întâmplat acolo cu directorul și soția? Era un abuz psihologic, zilnic, cu interesul de a pleca din firmă. Chiar după ce s-a întors din creștere copil, a anunțat că dorește să se întoarcă la locul de muncă, i s-a spus în față, dar vrei să mai vin apoi? Asta e o schemă despre care tot am auzit. Cred că numai săptămânile trecute ne-a povestit cineva la emisiune că la fel o doamnă a fost îndepărtată de la locul de muncă după ce s-a întors din concediul de maternitate. Adică, de ce mai vii la noi? Oricum te-am plătit 2 ani, ți-a luat altcineva locul. Ce ați ales, Ciprian, să faceți într-o astfel de situație? Conform legii, firma este obligată să primească mama din creștere copil timp de 6 luni de zile. Directorul respectiv i-a dus la cunoștință, ok, vrei să te întorci, nu pot să te împiedic, dar eu spun... să-ți caut în altă parte de muncă, am să te primesc înapoi și tot o să fie ok conform legii, adică cele 6 luni de zile. Credeți-mă, și în acele 6 luni de zile au fost o presiune psihologică, sunată și terorizată în fiecare zi. Aici aș dori să mai fac o paranteză că șefa ei, de fapt, era o femeie. Cum? Deci persoana care făcea lucrurile astea era o femeie? Nu. Șefa direct era o femeie și șeful cermale era un bărbat. Deci șefa ei nu a luat nicio atitudine, nu a apărat-o. Chiar când a plecat din firmă, i s-a dus la cunoștință în față că, știi, de fapt nu merit banii ăștia, am să-ți mai iau niște bani și n-am să-ți dau. Ceea ce a și făcut. Deci până la urmă a plecat soția ca urmare a acestor... Până la urmă a plecat din cauza stresului emoțional, stresului psihologic. Asta vă spun, ce se întâmplă în politică, se întâmplă în viața de zi cu zi, se întâmplă în casele românilor, se întâmplă peste tot, pe stradă, în trafic, unde doriți dumneavoastră. Exact asta am vrut să vă arăt astăzi, Ciprian. Exact lucrul acesta. Și să vă arăt altceva, încă ceva de fapt. În politica din România, de câțiva ani de zile, sunt niște femei curajoase, da? Doamna Inculescu, care e aici și care a ales să vorbească și care a ales să se opună unor afaceri care sunt cu enorm de multe semne de întrebare și cu enorm de mulți bani. Așa a vorbit despre asta. Flavia Boghiu, la fel, Florina Presadă, cu Zet Chichirău, toate doamnele care au vorbit și nu s-au complăcut. Adică în România s-au schimbat și generațiile și lumea începe să ia atitudine. Și eu îți mulțumesc că ai sunat să vii să spui lucrurile astea. Te rog. Ați întrebat de ce bărbații din partidul doamnei nu au intervenit. Vă spun un singur lucru, bărbații fac front comun între ei. Când vin vorba de conflicte între bărbați și femei, femeile nu fac front comun. Femeile nu se ajută între ele. Bărbații la noi în țară fac front comun. Chiar dacă sunt din
nu știu, din departamente diferite, din din partea de politică, din partide diferite. Ei fac front comun. Așa e, doamnă? Nu știu ce să zic. Na, noi, mai este și un coleg din alt partid care pur și simplu ne susține și mi-a transmis mesaje de susținere. Acolo nu erau colegi de-ai mei din USR sau domnul despre care vorbesc, erau doar doi colegi din PNL și unul din PMP. Și foarte grav a fost că colegul al treilea, care nu m-a agresat, a stat acolo fără să spună vreun cuvânt, deși el era președintele comisiei și n-am apucat să mai studiez cu atenție regulamentul de organizare și funcționare, dar sunt convinsă că avea niște atribuții, având în vedere că era președinte, ca să asigure o stare de civilizație acolo. Dar pur și simplu nu a făcut nimic. Asta mi se pare la fel de grav că a asistat la incident fără să miște un deget și fără să spună un cuvânt. Am o curiozitate. Înainte de a intra dumneavoastră în politică și de a trece prin întâmplările astea, în viața profesională pe care ați avut-o înainte, vi s-a mai întâmplat vreodată? Adică genul ăsta de, știu eu, de agresiune, de hărțuire, de... E ceva ce ați mai trăit? Am mai trăit și eu la locul de muncă, dar n-aș vrea să intru acum în detalii, pentru că după aceea va urma un, ce să zic, o tornadă de întrebări și nu știu dacă mai pot. Pentru mine a fost ceva neașteptat să fac partea asta de conferință, de presă, de discuții cu presa, de interviuri, însă la momentul potrivit poate că voi vorbi despre asta. Nu zic că nu voi vorbi, dar mă pune într-o situație în care ar trebui să o iau de la început și nu știu dacă mai pot să o mai iau de la început. E foarte interesant. Eu vă înțeleg și e bine să auziți lucrurile astea și e bine să vorbiți. Emisiunea de astăzi este despre curaj. Ciprian, mulțumesc. Aș vrea să o ascultăm pe Silvia. Salutare, Silvia. Bine ai venit la noi. Spune-ne despre tine. Da, bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru șansa asta. Dacă îmi permiteți 30 de secunde să vă dau un pic de context. Salutări, Felicia, te iubesc. Am fost la Felicia la centrul ei Green Mogo chiar cu o zi înainte, într-un proiect Erasmus în care sunt implicată cu niște participanți din patru țări, fără România, plus România, și eram, cer scuze, am foarte mari emoții. Ea ne-a povestit, pentru că proiectul era pe... Alo? Da, te ascultăm. Da, am auzit un... Deci, proiectul era despre introducerea noțiunilor de privind schimbările climatice în educația adulților și mi s-a părut că mi-am dorit foarte mult ca ei să vadă ce se întâmplă, ce face Felicia la Green Mogo. Și ea ne-a povestit, pentru că era foarte actual, povestea cum se luptă ei să cu nu vreau să dau cuvinte, să caracterizez, dar cum se luptă să împiedice acel proiect și de ce, pentru că era chiar pe tema noastră. Și o fată din Lituania, care este șef PR în Ministerul Mediului din Lituania, a întrebat, dar nu este periculos să te pui cu ei? Și noi am dat niște exemple de tentative de mituire, de și eu fiind destul de luptătoare, nu la nivelul ei, de Felicia, dar oricum, de încercări, de intimidare și așa mai departe, dar nu cred că ne-am gândit niciodată la partea asta de violență fizică, adică nu ne-am gândit că este că la un moment dat ești în pericol fizic, nu doar organizațional. Și așa că a doua zi când am aflat ce s-a întâmplat, e o chestie chiar personală pentru mine și le-am povestit și colegilor din partenerilor de proiect și ei au fost foarte indignați. Ce mi se pare
nu știu cum să zic, de noaptea minții, e că mai indignați au fost oamenii aia care au văzut-o pe Felicia 3 ore decât colegii noștri, oamenii din România. Dar am o curiozitate, Silvia. Și... am o curiozitate. Ai spus că de-a lungul carierei tale profesionale, care bănuiesc că este tot pe acest domeniu de ONG-uri, ai avut parte de intimidări. Poți să ne spui ce înseamnă intimidările astea? Adică atunci când oamenii își fac treaba, ce primesc înapoi? Nu, au fost chestii destul de subtile în momentul în care încercam să atrag atenția că nu, lucrurile nu se întâmplă chiar cum ar trebui. Mi se spunea să-mi văd de treabă, să, că, na, poate, adică cel mai... cea mai amenințătoare replică a fost, vezi că poți să ai niște controle, că poate nu ești cu actele în regulă, dar nu, mai departe nu s-a mers. De-aia zic că eu nu sunt, nici eu nu sunt așa de agresivă, ca să zic. Nu, și controlele au venit? Dar sunt, nu, nu, nu. N-au venit controlele? Nu, nu au venit pentru că n-am mai... nu pentru că am renunțat eu, ci pentru că cumva s-au stins lucrurile de la sine. Asta a fost o singură dată. Dar ce voiam să spun este că din punctul meu de vedere foarte personal, pentru că am o mare problemă cu asta, acum nu e vorba de un caz de o violență împotriva femeii, că probabil Felicia ar fi fost la fel de agresată și dacă era bărbat. Nu știu, dacă ar fi fost un bărbat așa de 1,90 m, 150 de kilograme, probabil mai puțin. Aici aș vrea să precizez eu ceva, că cu jumătate de oră înainte, la o altă comisie, colegul meu, Iustin Cojocaru, a fost și el abordat de aceeași persoană și a fost întrebat de ce a dat numărul jurnaliștilor și totuși lui nu i s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat mie, pentru că e un bărbat înalt, solid, nu știu, oricum nu erau amândoi în sală, era doar unul dintre ei. Și cumva au făcut în așa fel încât această comisie să fie ultima și să nu mai fie colegii mei prin sările alăturate. Scuze, Silvia, de întrerupere. Mulțumesc că mi-am repus ideile în ordine. Deci, din punctul meu de vedere, ăsta este un efect și cauza, de fapt, văd două cauze aici, legate cumva. E vorba de toleranța noastră exagerată ca popor la violență, că probabil suntem printre puținele popoare care au ca proverb bătaia e luptă din rai. Nu mai zic că aia cu femeia trebuie bătută că știe ea de ce, nu știu în ce măsură e serios, dar și ca glumă nu e foarte politically corect. Și doi, toleranța la fel de exagerată a noastră față de încălcarea legii. Vezi replici, da și ce, dacă a furat, da și făcut. Ori, dacă există asta în mentalul colectiv, eu nu cred că ne putem aștepta la chestii foarte bune. Adică chiar mă mir că n-au pocnit-o pe Felicia și cred că sunt aproape sigură că dacă n-ar fi filmat i-ar fi fost mult mai rău și iarăși mă scandalizează, deși încerc să nu mă mai concentrez pe asta, atitudinea asta de a acuza victima. Adică Felicia e vinovată că l-a filmat pe nene fără acordul lui, deși era un spațiu public, deși sunt camere de luat vedere acolo, deși era un eveniment care ar fi trebuit să fie măcar Eu cred că un politician ar trebui, că ei sunt politicieni, adică toți oamenii despre care vorbim astăzi sunt politicieni. Ca politician să invoci faptul că nu vrei să fii filmat încă în exercițiu public, atenție, nu era o activitate privată, că sigur poate să ceară să nu fie filmat când udă iarba pe luza lui. Dar când ești la Consiliul General sau la Consiliul Local, eu chiar vreau să știi. Să știu ce faci. Aș chema cât mai multe camere. Cum poți invoca în activitatea publică faptul că
Nu vrei să fii filmat. Nu, nu. Chiar GDPR-ul. Da, da. GDPR-ul este ultima marotă, da, și pentru presă. Dacă vor să nu-ți dea informații, este GDPR, nu. GDPR-ul nu e despre asta, este o minciună pe care o parte din clasa politică o zice mereu. Mulțumesc tare mult, Silvia. Încerc să fac loc la mai multe telefoane. Cristian ne-a sunat. Bine ai venit la Deșteptarea României. Astăzi, despre agresiunile împotriva femeilor din politică, ce ne zic ele, de fapt, despre noi? Îmi pare bine că am reușit să intru cu dumneavoastră pe tema asta. Părerea mea este că aici este cei care agresează mizează foarte mult pe intimidare și asta este o cum să zic, un tertip al oamenilor slabi. În ce sens? În sensul că ei când se simt înconjurați de oameni care vor să fie corecți, ei încep să apeleze la tot felul de tertipuri de genul ăsta. Aici este și o problemă, eu cred, a politicului nostru care pleacă din cele mai înalte nivele. Adică ce se întâmplă acolo? Atâta timp cât oamenii sunt neșcoliți sau școliți la 40 sau 50 de ani când ajungeau în diferite funcții, vă dați seama că asta este o tot așa, un tertip al omului slab pregătit și tupeist. E prin asta câștigă. Dacă pot să mulțumesc frumos Ciprian pentru intervenție. Cristian, îmi cer scuze că vă întrerup. Voiam să adaug ceva și am mai spus-o deja și cu alte ocazii în zilele trecute. Din păcate, în Consiliul Local Mogoșoaia există o cultură a violenței verbale, nu adresată mie special, ci tuturor celor care punem întrebări. Noi am făcut chiar și un clip care a fost destul de succes după dezbaterea pe bugetul local de anul trecut, în care am fost făcuți în toate felurile, că punem întrebări la limita imbecilității, că suntem... ne comportăm ca niște fete mari. Deci tot felul de expresii nepotrivite și astea venite de la domnul primar Paul Precup. Eu cred că e foarte grav atunci când liderul unei comunități dă aceste semnale, pentru că ceilalți și sunt oameni de toate condițiile sociale și oameni poate care au trăit la în copilărie, au trecut prin tot felul de probleme. Deci, uneori, cumva, violența asta, cultura asta a violenței explodează printr-un om care e mai puțin pregătit și nu înțelege ceea ce Nicu Ștefănuță spunea mai devreme, că se întâmplă în Parlamentul European, că nici nu se pune problema să se facă așa ceva. Iar noi aici, în Mogoșoaia, suntem oameni foarte diferiți. Eu chiar locuiesc într-o zonă în care sunt multe persoane vulnerabile și îndrăznesc să zic că cunosc foarte bine ce se întâmplă acolo și știu că sunt oameni care poate nu sunt răi în sine, însă dacă li se prezintă lucrurile într-un anumit fel și li se spune că este că ar trebui să fiu pedepsită pentru ceva și aici că m-au mai întrebat că dacă am mai fost amenințată, ei bine, mi-au ajuns niște lucruri la ureche că deja se spune că o să vorbesc eu cu Felicia aia când dau peste ea de alt fel, de alți oameni și angajații primăriei râd când se spune lucrul ăsta. Deci asta aș vrea să le transmit, dacă sunt la această emisiune, că nu este în regulă și că noi suntem o comunitate care trebuie să supraviețuim acestei situații și trebuie să ne înțelegem între noi și aceste incitări la violență și violența asta verbală
ar trebui să se încheie odată pentru totdeauna și să ne vindecăm rănile astea și să ne înțelegem mai bine unii pe ceilalți. Nu să trăim la nesfârșit într-o situație din asta extrem de neplăcută. Să fie un catalizator aici pe care noi să nu-l vedem bine și să fie legat de modul în care se administrează niște bani. Cristian, asta e o chestie care se poate schimba? Adică tu ai vorbit de nivelul cel mai... Sunt sigur că se poate schimba. Problema e că de la nivel de parlament și pe urmă mergând în jos, nu mai trebuie promovați oameni care nu sunt școliți, sau care chiar dacă sunt școliți, pentru că aici, vedeți, mai este și o problemă, cum ar fi, doamna Turcan sau doamna care au mai fost acolo, care au intrat în Parlament pe diferite funcții și știa toată lumea ce le poate pielea. De ce nu sunt promovate... Nu mai au de capacitatea profesională a nimănui, adică... Astfel de doamne mai permit niște niște remarci asupra lor care în mod normal ar trebui să deranjeze orice femeie. Și aici problemele sunt destul de complicate. Să știi că da, aici e la jumătate. Eu știu că, de exemplu, doamna Turcan i-a răspuns cu asupra de măsură lui Ludovic Orban când a fost unul dintre momentele neplăcute, chiar urâte, ale politicii din România. Da? Adică domnul Orban a făcut un gest de stat de neuitat și de neiertat. Culmea că politica te aduce după asta la un loc, cred că au fost membrii ai acelui aș cabinet, dacă nu mă înșel asupra acestei situații. Da, adică, așa e, dar ei sunt prieteni și amici doar când sunt în aceeași barcă. În momentul în care nu mai sunt, apelează la tot felul de... Da. Domnul Orban, nu are rost să discutăm acum, dar știm când era viceprimar, cum se comporta prin primărie. Da, nu știu, eu știu tot felul de legende, dar pe asta o tot aud. Dar știu foarte clar că în Parlamentul României un senator i-a spus Florinei Presadă niște vorbe pe care nici la piață nu le auzi. E adevărat. Adică nu se pot spune... Asta și spun, atâta timp cât oamenii nu au măcar să aibă 7 ani de acasă și chiar dacă nu au nu știu ce școli, omul simplu este mult mai își cunoaște și lungul nasului și respectul. Asta e foarte bună. Eu aici cred că e alt tip. Eu cred că omul simplu nu, să zic, s-a ferit multă vreme de politică și de-abia acum au venit niște oameni cu calități speciale în politică sau cu calități normale. Mulțumesc tare mult, Cristian. Mihaela e de mult pe linie și aș vrea să o aud pe ea. Mulțumesc pentru răbdare. Știți că la Deșteptarea României așteptările sunt ceva mai lungi. Salutare, Mihaela! Bună ziua! Da, am ascultat și eu cu interes ce au spus cei dinaintea mea și, într-adevăr, se întâmplă abuzuri împotriva femeilor, începând încă de la lucrurile foarte simple, cum ar fi traficul, cumpărăturile. Mi s-a întâmplat să intervin într-o benzinărie, acum lăsând la o parte toată situația asta politică, pentru că este mediatizată. Mi s-a întâmplat să ajung într-o benzinărie în același timp cu o altă doamnă domnișoară. Am alimentat la două pompe alăturate. S-a întâmplat să vin imediat după ea. Ea, la pompa cealaltă, a avut o problemă cu cel din spatele ei, care a început să o înjure, că de ce s-a mișcat atât de târziu, că este femeie, că este... Mi s-a părut atât de scandalos încât am intervenit pentru că am văzut și teama pe fața femeii. Eu fiind tot femeie, am zis că fie ce-o fi. Dacă suntem două, n-o să aibă curaj să facă cine știe ce. Și a fost nevoie să intervin și să-i spun, domnule, de ce te-ai luat de fata asta? Fata asta a fost în același timp cu mine. A venit un pic mai repede ca mine. De ce ai impresia că s-a mișcat încet? Și a spus, nu, că așa sunteți voi femeile. Bineînțeles că nu m-am abținut să nu-i dau o replică gen, dacă crezi că ești bărbat și te răstești la o femeie care crezi tu că este mai slabă, ai așa o satisfacție personală, te înșezi.
Mă rog, asta a fost... Da. Astea sunt incidente zilnice, adică sunt convins și citesc din ce în ce mai mult, pentru că astăzi în România se ridică din ce în ce mai multe voci, în care se spune că viața voastră a femeilor din România sau că în viața voastră a femeilor din România astfel de chestiuni apar în mod zilnic. Adică nu sunt cazuri izolate. Așa este. Așa este. Cum? Și din păcate cred că lucrurile s-au agravat. Nu știu dacă să dau vina pe pandemie. Cred că mai degrabă și aici, indiferent dacă mă judecă sau nu unii, un anumit partid politic a promovat foarte mult jignirile contra femeilor. Un nou partid care politic... Care partid? Zi pe nume. Stai Aur. Că... Aur. Aha, la Aur. Uite, vedeți, am să... Așa. Dacă intrați pe net și când o femeie își dă cu părerea în mod civilizat să vină cu argumente, o să sară imediat cu niște jigniri din cele mai josnice. Și este un lucru care se vede, este promovat de către ei prin acel minunat parlamentar Slavric, așa, și care, dacă îl pui în fața faptului, nu o să recunoască, dar cred că și politicienii din cei vechi au promovat chestia asta și cred că este o mare responsabilitate pe care o au acolo, pentru că sunt vizibili și ei nu văd chestia asta și nu realizează. Fiecare cuvânt pe care îl spui va reverbera în nația asta și lumea își va pierde reperele. Când încalci regulă după regulă după regulă, exact, nici oamenii exact. De mai jos nu te vor asculta. Exact, exact. Îți mulțumesc pentru mesajul tău curajos. Eu n-am o soluție la asta, dar mă gândesc că dacă toată lumea ar lua atitudine, iată cum e cazul doamnei Enculescu aici, dacă colegii de la celelalte partide ar fi sunat, dacă ar fi venit, dacă ar fi fost alături de ea, poate data viitoare n-o să se întâmple asta unei colegi de la PNL sau de la PSD, sau poate n-o să li se întâmple fetelor lor. Că și asta e o problemă. Când fata dumneavoastră de la PNL sau de la PMP sau de la PSD va merge la benzinărie, bănuiesc că ați vrea să fie în siguranță, nu? Să nu vină un golan să-i spună să se miște mai repede sau un alt golan să-i spună dar de ce investighezi tu, mă, ce afacere avem noi aici? Da. Mulțumesc tare mult, aș vrea să-l auzim pe George. George? Da, bună ziua! Te ascultăm! În primul rând, să o felicit pe doamna Felicia și aș vrea să vă transmit că agresiunile nu sunt doar contra femeilor în consiliile locale și eu fac parte dintr-un consiliu local din Prahova. Presiuni sunt mai mari sau mai mici asupra bărbaților și cred că se întâmplă în special din cauza că justiția în România nu-și face treaba așa cum ar trebui. Din moment ce ai mai multe reclamații, mai multe sesizări și se observă, se constată că nu se ia nicio măsură, nu sunt chemați la ordine, se bag dosarele în sertar, cei din tabăra adversă prind curaj și consideră că nu are ce să facă absolut nimeni. Dă-ne exemple. Dă-ne exemple. Te auzim. Vă dau exemplu. La primăria unde sunt eu consilier local sunt mai multe reclamații. Sunt puse pe tapet. Nu se întâmplă nimic de o perioadă foarte mare de timp. Și sunt ședințe de consiliu local care pur și simplu nu-ți răspund dacă ai întrebări, dacă vrei să pui întrebări legate de hotărârile de consiliu local, te persiflează. Doar te persiflează, dar la bătaie se sare? Nu. N-au fost cazuri violente, dar te jignesc. Am înțeles. Ești mai nou în politică? Da. E primul mandat. Aha, și întrebarea pe care ți-au pus-o e ce cauți acolo, nu?
sau ce cauți acolo? Te simți urmărit tot timpul, lasă-mă că avem noi grijă, stai, lasă-l, bă, stai în pace, nu mai băgați în seamă. Sunt într-o comisie de învățământ, cultură, sănătate și se fac presiuni asupra directorilor. Nu mai băgați în seamă, nu-i mai răspundeți la ce vrea el să facă, ci la ideile lui. Și tot așa, se țin la distanță. Și probabil asta le dă și curaj să treacă în cazul Feliciei la amenințări. Fiind o miză mult mai mare. La noi, intervin doar un pic, la noi a fost ceva foarte interesant, că într-o ședință legată de exproprierile pentru sector zero, cred că se găsește și înregistrarea pe pagina de Facebook a primăriei, mi s-a spus chiar așa: a, ați venit voi aici, că ce vă interesează pe voi, că voi nu aveți terenuri, că asta este doar între noi, cei care avem terenuri. Adică nici nu se pune problema că ar fi un conflict de interese ca tu să votezi niște hotărâri de Consiliu care ulterior, că avem, e înscris de domnul primar, e clar că prețul acelor terenuri va crește, da? Nici nu se pune problema, ci chiar ni se spune foarte clar că ce căutăm, ce treabă am avut noi acolo să ne băgăm, că acolo este treaba celor care sunt aici de mai mulți ani și așa mai departe. Este chiar înregistrată. Cine va căuta, va găsi. Și este spusă chiar de domnul care m-a agresat pe mine. Și, mă rog, mai am și alte povești, dacă o să fie timp, dar întâi să Din păcate, nu mai avem timp astăzi. George, te rog, pune concluzia. Și nouă ni se răspunde la fel. Știți, voi ați venit voi deștepților, faceți voi. Păi, ok, dați-vă la o parte, să facem noi. Cred eu că presiunea poate fi pusă de dumneavoastră. Mă uit în marile orașe, merg trusturi de televiziune, merge presa, filmează, scrie ceva despre primărie, despre ședințele din Consiliul Local ale marilor orașe. Cred că ar trebui să meargă și prin comune, mai mici sau mai mari, să vadă cum se desfășoară ședințele și în acele comunități. Dacă nu vă mai spun că noi avem ședințe pe WhatsApp prin mesaje scrise. Supun la vot hotărârea de Consiliul Local numărul 1. Proiectul numărul 1, proiectul numărul 2. Cine e pentru? Pentru, fără dezbatere, fără... Asta e măsură contrapandemică. George, mulțumesc tare mult! Doamna Ienculescu Popovici, o ultimă chestiune la final, după ora asta petrecută împreună, în care cred eu că România a aflat exact cum se face politică la firul ierbii. Să știți că tot ce se întâmplă în comunitățile noastre, mai ales în comunitățile mici, în cartiere, în orașe, în comune, este aproape la fel de important sau poate chiar mai important pentru viața noastră decât marile decizii guvernamentale. Curățenia de lângă noi, apa, aerul, sunt făcute curate de acești oameni, de consilieri, de oameni care sunt mici în politică și care au curaj să intre acolo, în cloaca aia unde să fac afaceri imobiliare, în care e și de furat, în care sunt posturi, funcții și din când în când sunt agresați. Întrebarea mea, după toată chestiunea asta și la final, Felicia Ienculescu-Popovici, este: veți continua sau, după experiențele astea, spuneți, doamne, mi-a fost de ajuns, asta e? Eu zic că voi continua. Mi-aș dori foarte mult, dacă e ceva ce aud oamenii din Mogoșoaia, ar fi să înțeleagă că toți avem o datorie ca să ne asigurăm o viață normală în comuna noastră și o predictibilitate. Adică noi credem că proiectul imobiliar care a pus pe jar pe unii oameni este ceva ce ne poate aduce falimentul. Și iar starea asta nu este o stare normală pentru o comunitate și cred că ce mi-aș dori ar fi ca mai mulți oameni să se implice. Avem în Mogoșoaia oameni deosebiți, oameni care au
realizat lucruri, care sunt persoane publice și nu i-am prea văzut implicându-se. Vin aici doar ca la un dormitor. Și până la urmă, de asta depinde bunăstarea noastră a tuturor și mi-aș dori ca ei să se implice. Mi-aș dori să se implice și oamenii simpli, pentru că și ei au idei bune. Eu lucrez și cu oameni simpli și care nu au nu știu ce CV-uri, însă au experiență de viață și pot da niște soluții foarte bune. Și despre asta este vorba până la urmă, nu să fim, să creăm niște supereroi. Eu sunt chiar, nu știu cum să zic, supereroul accidental în zilele astea și nu mi-am dorit niciodată. Adică mie îmi place să stau acolo și să-mi fac văd de treabă, dar cred că dacă ar fi să se întâmple ceva bun, ar fi, pe de o parte, să se ia atitudine atunci când este cazul și să nu mai stăm pasivi, să facem cum a făcut doamna care ne-a spus mai devreme cum și-a ajutat o altă femeie care era victima unei agresiuni și, pe de altă parte, să ne implicăm. Nu contează în ce... Deci nu vreau să spun acum că să promovez partidul din care fac eu parte. Deci dacă ne-ar păsa și ne-am implicat acolo, nu ca să avem isprăvnicii și să câștigăm bani, ci ca să contribuim ca locul în care trăim noi să fie mai bun și să se întâmple lucruri mai bune, atunci ar fi mult mai bine și nu mi-e frică. Deci asta este, am repetat, nu mi-e frică și voi continua și sper să mi se alăture și alții. Mulțumesc tare mult, Felicia Enculescu Popovici, consilier local la Mogoșaia. Să se implice și alții în toată țara. Asta ar fi ideea. Deșteptarea României de azi se încheie aici. Mulțumesc pentru această conversație. Sper că mesajul nostru a fost ascultat. Ne reauzim luni la România în direct. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.